dragii mei, Alice sunt, bine ați venit pe canalul meu Dr. Crochet. Astăzi vă voi prezenta o mini floricică formată din 5 petale, însă avem petale duble, după cum bine vedeți, pe care eu am transformat-o într-un minunat mărțișor. Am cusut un ac de siguranță aici. Vreau să-mi comand niște ace speciale, da, pentru broșe, și atunci voi coase aici acel ac special pentru broșă. Până atunci merge foarte bine și un ac de siguranță. Și eu zic, atașat pe un cartonel special de martie pentru mărțișor, da, și ambalat frumos într-o punguță, la fel, specială pentru mărțișor. Eu zic că este un mărțișor deosebit și unicat în același timp. Este un proiect simplu și astăzi îl vom lucra împreună. Am ales acest fir de bumbac, o nuanță culoarea untului, un crem. Mai avem nevoie de o foarfecă, da? De un ac de siguranță, bineînțeles, croșetă de 1,6 voi folosi, merge și de 2, să știți, la grosimea firului meu chiar merge și de 2, însă eu voi folosi de 1,6 și o mărgică. Fiecare ce are prin casă atașează ce dorește, da? Și vom proceda în felul următor. Pe cercul magic, da, tragem firul, în primul ochi de lanț, da, și mai ridicăm încă un ochi, da, încă un ochi de lanț. Și vom lucra 10 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tragem de firul nostru și am format un mic cerculeț. Unim, însă luăm un singur fir, după cum vedeți, da? Scoatem piciorul alunecat, ridicăm 3 ochiuri de lanț, dăm după croșetă și în același ochi, însă luând un singur fir, firul dinspre noi, da? Vom lucra în același ochi încă 2 piciorușe duble. Dăm după croșetă, băgăm prin același ochi, dăm după croșetă, avem 3 fire, scoatem de 2 ori și iar de 2 ori. După croșetă și vom mai face încă un picioruș dublu tot în același ochi. Deci vom avea în total 3 piciorușe duble. Am agățat aici un fir. Unu, doi, trei ochiuri de lanț, tot în același ochi vom introduce și vom face un ochi alunecat. Și așa am făcut o primă petală, da? Formată din 3 piciorușe duble. Bun. A doua petală, să mergem în același timp cu amândouă rândurile de petale. Ne ducem la următorul ochi, însă vom lua
firul din partea exterioară. Mă scuzați, am ieșit din cadru, da? Deci m-am dus la următorul ochi, însă noi vom lucra aici, da? Băgând prin acest fir, da? Din partea exterioară a lucrului meu. Și scot, fac piciorușa alunecat, ridic 3 ochiuri de lanț, 2, 3, dau după croșetă, tot în acest fir vom băga și vom lucra, da? 3 piciorușe duble, dar alungite, adică avem 3 fire pe croșetă, scoatem o dată printr-un singur fir, avem 3 fire acum, scoatem prin 2 fire și iar prin 2, da? Dăm după croșetă, ne ducem și băgăm prin același fir exterior, scoatem, avem 3 fire pe croșetă, scoatem o dată, de 2 ori, de 3 ori, da? Dăm o dată după croșetă, băgăm prin același fir, scoatem printr-un fir, scoatem prin 2 și iar prin 2. 3 ochiuri de lanț, băgăm prin același fir prin care am lucrat și până acum și facem un picioruș alunecat. Și am format și a doua petală, care iese, după cum vedeți, o idee mai mare decât prima. Vin aici, sper că se observă. Vin în următorul ochi și voi lua acest fir dinspre noi și voi lucra băgând prin el. Da? Deci iau un singur fir, scot, piciorul alunecat, 1, 2, 3. Dau după croșetă și acum voi băga prin același fir și voi lucra 3 piciorușe duble. Stau asta deoparte că mă deranjează și scot prin 2 și iar prin 2. Dau după croșetă, bag prin același fir, prin 2 și iar prin 2. Dau după croșetă, prin 2 și iar prin 2. 1, 2, 3. Bag prin același ochi, picioruș alunecat. Și am format și a doua petală, da? Acum mă duc în următorul ochi, dar voi lua și voi lucra prin firul din partea exterioară a lucrului meu, da? Iau firul, fac piciorușa alunecat, 1, 2, 3, dau după croșetă, bag prin același ochi, da? Scot și facem piciorușul dublu alungit. Scoatem o dată, scoatem de 2 ori, scoatem de 3 ori. Dăm după croșetă, băgăm prin același ochi, printr-un fir, prin 2 și iar prin 2. Dăm după croșetă, printr-un fir, prin 2 și iar prin 2. 1, 2, 3. Băgăm prin același ochi și picioruș alunecat. Da? Și ne iese, după cum bine vedeți, o să așezăm frumos lucru, vom merge cu două rânduri de petale. Una în față, una în spate. Una în față, una în spate. Acum vom lucra petala în față și, bineînțeles, luăm firul dinspre noi. Da? Și
lucrăm tot așa până la capăt și vom avea 5 petale mici, 5 petale mari. Am lucrat cele 5 petale mici, mă scuzați, da? Deci avem 1, 2, 3, 4, 5. Pentru a lucra a 5-a petală mare, fiindcă avem 1, 2, 3, 4, ne vom duce aici la baza celor 3 ochiuri de lanț cu care noi am început, da? Și la fel vom lua firul de aici, din partea exterioară a lucrului nostru, și aici vom lucra a 5-a petală mare. Deci introducem, scoatem ochi alunecat, ridicăm 3 ochiuri de lanț, dăm după croșetă și vom lucra aici în același ochi, da? Cele 3 piciorușe alungite. N-am dat după croșetă. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Băgăm tot aici. Facem piciorușul nostru alunecat, încă un ochi de lanț și gata, dragii mei. Ați văzut cât de simplu a fost? Și zic că este o floricică foarte frumoasă și cu siguranță o veți lucra. Vom ascunde firul în lucru. Este un fir mai grosuț acest bumbac. Se pretează un fir, o idee mai plinuț, să aibă ținută, să stea frumos, să se așeze frumos. Dacă lucrați dintr-un fir mai subțire, o să trebuiască să apretați un pic floricica. Așa. Aici voi coase acum eu de siguranță, da? Nu voi coase așa, desfac și cos frumos aici cu acu și cu ață, bineînțeles. Îmi așez, uitați, petalele frumos. Deci am 1, 2, 3, 4, 5 petale mari, da? Și 5 mici. Ia uitați. Foarte frumos. Așa. Îl coase o mărcică, indiferent. Merge foarte bine. Uitați. Și cu roșu. Merge foarte bine. Și cu verde. Trebuie să o cos aici, da? Și bineînțeles, cu firul meu de mărțișor sau nu, o pot oferi cadou oricând sau să ne înfrumusețăm noi bluzițele, sacourile, cum dorim. Da? Iată, dragii mei, aceasta a fost floricica mea cu flori duble. Da? Pot foarte bine, dacă nu doresc să o cos și am la îndemână un adeziv, am super glu, am orice soluție de lipit, da? Eu aici am un adeziv universal, de exemplu punctez
foarte puțin. Da? Și dacă pun biluța noastră, în câteva secunde se lipește. Și am rezolvat. Da? Puteți foarte repede să realizați un mic cadouaș ad hoc. Și ia uitați cât de frumoase sunt floricelele mele. Da. În speranța că v-a plăcut și acest proiect, eu vă mulțumesc din suflet că m-ați urmărit. Vă mulțumesc că de câte ori am ocazia că v-ați abonat la canalul meu. Și până pe data viitoare, dragii mei, eu vă doresc spor în toate și multe, multe lucruri frumoase să realizăm în continuare împreună. La revedere!